Copilul din Teleorman, salvat dintr-un puț adânc de 16 metri, este în stare gravă, dar stabilă la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală. Băiețelul de un an și 9 luni, care a stat ore în șir cu jumătate din corp în apă rece, a fost adus cu un elicopter în stare critică, intubat și ventilat mecanic. Copilul, care suferea de hipotermie severă, a făcut și un stop cardiac și a avut nevoie de manevre de resuscitare. A fost internat la secția de terapie intensivă. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Grigore Alexandrescu a declarat că prognosticul este rezervat. Copilul are pneumonie de aspirație, adică i-a intrat lichid în plămâni. Băiețelul a fost scos din puț marți seara după 10 ore de eforturi. Salvatorii chemați în localitatea Baltasărat au lucrat pe două planuri. Au încercat să sape pe lângă puț și să ajungă la copil pe sub pământ și în același timp au introdus în puțul îngust de 30 de centimetri două tije metalice cu care au reușit să agațe atât copilul cât și hidroforul pe care stătea acesta. Pompierii au ridicat tijele cu mare atenție până când băiețelul a ajuns la suprafață. Micuțul a fost monitorizat permanent cu o cameră video introdusă în puț. Mama copilului a primit vestea salvării băiatului la spital, unde a fost transportată după amiaza cu ambulanța pentru că a intrat în șoc după ce băiețelul a căzut în puț.